Acum vom selecta punctele de sprijin ale ochelarului pe față. Adică în principiu la urechi, nu? Urechile, într-adevăr, și centrul pupilelor. După care facem o verificare. Deci ce se întâmplă acum? Practic se creează sau mi se creează o pereche de ochelari care este super personalizată pe fața mea. Mai întâi se așează lentilele ideal, după care o să se construiască ramele în jurul lentilelor și abia la sfârșit primesc ochelarii. Așa. Și acum practic se fac toate calculele, se stabilește poziția ideală a lentilelor pe față, se construiește rama, după care vom avea și partea vizuală. Bun. Deci acum o să ne jucăm și o să punem rame pe fața mea. Exact. Ok, bun. Nu cred că asta e bine. Acum, el ne-a recomandat varianta aceasta. Varianta aceasta este destul de sus pentru că deja taie din sprâncene. Noi mai putem coborâ. Da. Și în momentul în care o coborâm, se repoziționează lentilele, practic, repornește tot sistemul. Tot sistemul, exact. Dar oricum durează sub un minut fiecare. Da, într-adevăr, nu? La început a durat mai mult, dura undeva la 3-4 minute, dar cu fiecare update s-a îmbunătățit timpul de răspuns. În continuare este puțin cam sus, dar avem și o eroare deja, atinge marginea inferioară. Și avem într-adevăr, aici ochelarul atinge pomentul. Asta înseamnă că în momentul în care avem orice expresie a feței, ochelarul se ridică. Și la fel în momentul în care este frig afară și intrăm de la frig la cald sau invers, se aburește mult mai repede lentila pentru că aerul nu mai circulă. Și atunci și trecem la un alt model. Deci asta este varianta pe care mergem și care ar trebui să arate așa. Exact. Okay. O mai coborâm puțin, ne asigurăm că nu avem nicio problemă, nu avem nicio eroare. Da. La fel acum mie mi se pare puțin mai ridicată în partea stângă, în partea aceasta. O mai înclinăm puțin și de aici. Zicem un grad jumate. Rama în momentul în care vine din fabrică, noi doar aici trebuie să mai ajustăm puțin, după urechi. Dar în rest, dacă rama vine așa, vine așa pentru că asta este fizionomia purtătorului. Fiind o pereche de ochelari personalizată, da, e personalizată până în pânzele albe, inclusiv la final, pe unul dintre brațe, aici, vom avea ștanțate inițialele dumneavoastră.